Din cele 71 de asociații de proprietari existente în municipiul Câmpul Lung, doar două sunt constituite legal. Prin urmare, doar acestea pot avea șansele de a obține cu ajutorul administrației locale bani europeni. De la 1 aprilie se redeschide linia de finanțare pentru astfel de organizații pe programul de redresare și reziliență. Primarul Elena Lasconi a fost în vizită la cele două asociații constituite legal pentru a sta de vorbă cu administratorul și cu proprietarii apartamentelor. Primul popas l-a făcut la blocul de la uzina electrică de lângă podul Poienari, unde a trecut în revistă ceea ce au nevoie cetățenii care locuiesc aici. Gaz, tras și varianta de pompe de căldură, eu zic că aia e mult mai bună. Noi suntem de acord cu treaba asta, că este bun. E binevenit. Dar trebuie să facem capacul. Ăsta este. Ba, ăsta e ăsta. E normal, stai nu. Uite, chiar vă rog, mergeți la mine în casă. Așa. Și vedeți atunci au găsit că... Cred că dumneata dacă ai în locul meu, cred că nu ți-ar fără. Păi da, stai mă, nu dă bine nimeni, ești proprietar, nu trebuie să o faci nimeni. Păi dumneavoastră sunteți proprietar. Păi da, bineînțeles. Nu-i locuită socială. Știu. Trebuie să se pară bine dacă doamna primară obține fonduri pentru noi să ne facă lucrurile. Lasă că... De bătut mă bat pentru asta. Primarul Elena Lasconi le-a promis acestora tot sprijinul pentru a obține fondurile necesare de reabilitare a blocului. Oamenii ăștia, câmpulungenii, au înțeles, de la blocul uzinei, au înțeles cât de important este să te organizezi în asociație de proprietari. Au făcut foarte bine. Cred că au fost primii care au înțeles din Câmpul Lung. Mai există încă o asociație pe o singură scară în Gruila de 20, unde o să mă duc acum. Și concluzia e foarte clară. Eu nu o să ratez acest tren. O să depunem proiect, o să depunem auditul energetic, practic, și expertiza tehnică pentru blocul ăsta, pentru că ne dorim foarte mult să fie anvelopat. Acoperișul este o problemă. Să sperăm că nu va trebui și consolidat, pentru că asta o să reiasă din expertiza tehnică. În rest, prea multe lucruri nu putem să facem aici. Spuneau că au o problemă și cu canalizarea, dar pentru că nu este terenul primăriei și este terenul proprietatea dânșilor, noi nu putem să intervenim, pentru că asta înseamnă caz penal. Este ca și cum ai face la cineva particular în curte. O lucrare... Dacă cedează rețeaua primăriei? Nu, în mod normal. Dacă cedează, da. Dacă pe traseul acesta unde merge canalizarea dumneavoastră cedat și o să avem cadastru pe el, 100% putem să facem. Adică dacă dumneavoastră faceți și ăsta, putem să vă asfaltăm aici. Că dumneavoastră a zis că vreți un pic de... Veniți la primărie și vă explic eu exact cum trebuie făcut. Și putem să vă facem toată linia asta. Deci până acolo. Mai mult decât atât, am vrea să punem și panouri fotovoltaice, pompe de căldură, oamenii se încălzesc cu lemne, adică cu sobă cu lemne, și nu mi se pare normal ca în secolul în care trăim să stai la bloc și să urci până la etaj cu lemnele ca să te încălzești. Al doilea popas a fost la blocul D20 din cartierul Grui, unde și aici a explicat administratorului și proprietarilor de apartamente care sunt pașii ce trebuie să-i facă pentru a obține bani europeni. Sunt eu de acord să vă aduc un SMS scris, care să șerți, nu? Să vin azi în luni la dumneavoastră. Da, adică să ne spună că sunt de acord, da. Nu facem cheltuia la aiurea. Da. La fel trebuie să facă și cei de la uzină. Da. Da? Și doar auditul energetic, care o să vă fie și dumneavoastră util, că identificați pe unde sunt pierderi de energie și ce se... Alea trebuie 100% schimbate de la ultimul etaj, alea care sunt cu lemn. De la ce stâmplărie, la geamuri? Da, 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 și la balcon, are cu lemn. Printre puține care n-au... Timpul rămas până la deschiderea liniei de creditare este foarte scurt. Puțini vor fi cei care vor intra în legalitate pentru a obține bani de la Uniunea Europeană. Pentru câmpulungeni mai există o șansă în septembrie de a obține bani prin PNRR doar dacă se mișcă foarte repede și intră în legalitate cu asociațiile de proprietari.